Da, ăsta e steagul echipei de la Vâlcea. O salutare de la Teddy. Monica, da. Care te rugăm să ne saluți. Aoleu. Da? Salut, salut. Andrei. Andrei, salută. Sănătate. Hai, mă, copii, Remus în fața noastră, da. Și cu? Dani. Și cu Dani. Remus și cu Dani. Cristi. Hai, noroc. Bine ai venit. E o salutare pentru cameră. Da, da. Castratorul e unul. Da, aveți de-a face cu castratorul. Castrezi berbeci. Te-ai la montaj? Nu. Au fost fani astea. Am făcut 1800 de berbeci în 5 zile. Am castrat. Serios? Ce-a fost asta, un challenge? Nu. Bani. Și nu aveam timp să pierd acolo. Ok. Eram terminat. Singur? Eu cu colegul meu eram. Deci aveai un ajutor, ok? Da. Aveai un ajutor, ok? În două persoane. 1000? 1800 de berbeci castrați în? 1800 și ceva în timp? 5 zile. Te asigur că ai să o vezi pe YouTube? Pot? Marius, ai vreo dorință în viață? Da, vreau o fată să mă duc în spatele ei. Ia uite-l pe Andril, Andril de la Vâlcea. Da. Mă aleargă ca nebunul. Fii drumul, sta pe acolo. Dacă cumva ai vreo problemă, ceva. E al meu. E al tău, e al meu. Nu, eu sunt erou. Noi am salvat echipa. Ok. Steagul României. Da. Membru de la Vâlcea. Totan. Ok. Eu sunt. Salutare. Salut. Te salută Satan. Poți să repeți asta? Te salută Satan. Ok. Apropo de Satan, avem în față și un lac radioactiv. Nu știu, tu știi! Da. Asta ar fi balta radioactivă. Ca punct de reper, mașina organizatorilor care ne asigură transportul bagajelor, salutare! O Skoda Fabia? Ok. Cărțile sunt principiul pentru mâine. Asta seară totul liniar, n-aveți cum să greșiți drumul. Te împușcă drumul, mergi înapoi. Da? Își găsim steag la respawn. Respawn este cu steag. Bun. Va fi game master dacă e ceva. Volci? Da, noi suntem aici. Deci, pentru cameră, respawn pentru Volci, o să găsească steag cu Volci. Respawn